Doar într-un an și două luni am terminat de ridicat structura spitalului. Asta înseamnă că avem toate cele 9 niveluri ridicate și în momentul acesta echipele lucrează în interior, la instalații, compartimentări și la începutul anului viitor se va începe fațada clădirii. În România pare incredibil că doar într-un an lucrurile au mers atât de repede și toți cei care ne vizitează în șantier sunt mirați. S-au făcut aproximativ în ultimele două luni. Am avut un ritm foarte rapid de execuție, pentru asta ne-a ajutat foarte mult timpul. Am avut noroc de timp și a mers chiar bine. Constructorii au terminat, noi suntem cu lucrările pe instalații, suntem cu 60%, 50-60% din efectivul de personal. După sărbători vor fi mult mai mulți și, bineînțeles, viteza va fi mult mai mare. Toate materialele sunt foarte noi, de generație foarte nouă și de calitate foarte bună. Cel mai greu în anul ăsta a fost presiunea pe care am simțit-o de la autorități pe acest proiect. O presiune, cred că autoritățile nici ele... De fapt, să nu zic autorități, că autoritățile sunt așa impersonal. Oamenii care la un moment dat s-au găsit în conducerea diferitelor instituții, au început să pună o presiune pe acest proiect uneori de neînțeles pentru noi. Simțeam această presiune, telefoane, date nu neapărat nouă, ci altora din jur, solicitări de documente, aceleași documente solicitate de mai multe ori, controle, lucruri de genul ăsta, care veneau nu neapărat la noi, dar în spital, controle țintite pe proiect. Toate lucrurile astea ne-au făcut să ne întrebăm, dar ce vor oamenii ăștia de la noi și de ce îi deranjează acest proiect? Pentru că părea că acest proiect chiar îi deranjează și pe final de mandat, după cum știm, doamna ministru chiar a dat cumva rama pe față și am aflat că e un spin acest proiect în coasta oamenilor care au condus ministerul. E cumva de înțeles, pentru că atunci când ai stat la conducerea țării niște ani și nu ai reușit să pornești niciun proiect de infrastructură, iar în același timp unul se întâmplă făcut de oameni din donații, probabil că nu suporți comparația, te doare. Iar noi, dacă am reușit ceva, am reușit să facem echipă, eu și Carmen, în primul rând, să facem echipă și apoi am reușit să aducem lângă noi niște oameni care au lucrat chiar cu sufletul și de la început avem niște oameni care ne-au susținut, este Paula, e Alex Dima, Tudor Chirilă și alți câțiva care sunt cu noi de 10 ani și care practic au pus cărămidă peste cărămidă ca să ajungem să facem acest proiect. La bilanțul de anul viitor sper să veniți și să ne plimbăm prin spital și el să fie echipat și doar în probe, pentru că după ce termin un spital și după ce pui toate echipamentele în interior, trebuie să le testezi, mai întâi fără pacienți, asta am aflat-o de la niște consultanți străini. Noi credeam, cum se face la noi în România, se taie panglica, gata, băgăm pacienții și am dat drumul. Nu. Se testează fiecare lucru în parte, fiecare echipament, fiecare bec fără pacient, pentru că nu testăm pe pacienți, după care îi dăm drumul. Așa că la finalul anului viitor sper să veniți și să vedeți spitalul așa cum va fi el gata, iar noi între timp lucrăm la un al doilea proiect, practic o completare a acestui spital. Ne dorim să construim încă o clădire în continuarea acesteia, în care să creăm condiții pentru toți copiii bolnavi din România, nu doar pentru cei bolnavi de cancer, pentru că știm că atunci când ai un accident, când este o boală care poate nu-i cancer, dar care e la fel de gravă, ai nevoie la fel de condiții, de condiții civilizate, de condiții care să-ți asigure un tratament corect și care să te asigure că nu vei pleca din spital cu alte 3, 4, 5 infecții, cum se întâmplă în zilele noastre. Iar poate, cine știe, împreună cu autoritățile care poate vor deveni mai eficiente și mai implicate și mai cooperante cu societatea civilă, vom reuși ca acea clădire veche, care e construită de acum deja 40 și aproape 50 de ani, să o reabilităm, pentru că ea necesită și consolidare,
și să facem acolo tot ce e nevoie într-un centru de referință în tratarea copilului. Adică să avem spații de birouri pentru tot personalul tehnic administrativ, să avem săli de conferințe, să avem spații pentru studenți și rezidenți, pentru că ei sunt practic viitorii medici și au nevoie de spații normale în care să învețe. Să creăm spații pentru părinții care vin din provincie cu copii și n-au unde să stea, să creăm locuri de cazare pentru acești oameni, să creăm o cantină în care să se mănânce civilizat. Pentru români așa ar trebui să fie o mândrie că sunt parte din acest proiect. Eu sunt tare mândră, mi se pare că e un privilegiu că am ajuns să fiu parte din acest proiect și eu aș vrea să simtă fiecare om care a donat ce simțim noi de câte ori venim pe șantier. Fiindcă chiar și nouă ni se pare incredibil că ne-a ieșit și că în curând vom avea un spital adevărat pentru copii.